Mădălin, punct și virgulă. Știi cum puteai să-i spui, Nabe? Când ea a zis că nu te place sau așa? Nu, dar nu i-am zis, bă! Sau cum, frate, dar n-am spus, eu am spus... Bă, n-aveți tupeu, frate, nu trebuie să zici că ești bărbat, vorbiți ca bărbați. Nu mă pai spus asta, am scos-o frumos ca să nu se zică că mă iau de aspect fizic sau ceva. Cum a fost? Asta a fost. Dacă ai ceva, fi bărbat, frate. Haideți la piscină. Două n***. Am zis că nu. Și după aia veniți fără rugăciune. Știi ce a zis? Că-mi plac femeile astea care nu se lasă. Și atunci ce-i? Băi, vreți să vă arăt o chestie? La început am spus că vezi, domne... Da, frate, da. Nu sunt superior, sunt marginalizat. Mă marginalizez pentru că nu vreți să mă acceptați. Nu e că nu vrem noi. Ideea e în felul următor. Am spus o chestie. Am spus, vezi, domne, că mie îmi plac toate femeile din casă, da? Știți de ce măcar am spus chestia asta? Explică-ne. Ca să nu se simtă prost viuna. Mamă, ce grijuliu ești tu. Pentru că, de fapt, nu-mi place nicio femeie din casă. Îți plac bărbați. Îți plac bărbați. Un moment de reculegere pentru această glumă, vă rog. E profesional. Totul e profesional. Nu, în primul rând, băieți, ia uite-l pe ăsta, a venit pe femei, hai pe nu știu ce, da? Păi dacă asta a fost atitudinea ta în casă? Nu am venit pentru asta, Cătălin, nu am venit ca să... De ce ai venit acolo? De ce ai venit aici? Da? Dar cine și atunci de ce asta și de ce acțiunile bine, ok, te contrazici. Te contrazici. Acțiunile tale spun altceva. Ai dat o palmă la fundul unei fete. Nu place nicio fată din casă. Ăsta e gay. Ăsta e gay în primul rând, da? Eu am problema asta să zicem acasă. Da, uite, recunosc acum. Bă, dacă vin la tine și îți dau o palmă. Pe mine mă bagă foarte mult. Uite-te la mine. Bărbații seamă din păcate sau, mă rog, pentru mine din fericire pentru ei. Da? Pe Facebook, pe chestii. Și am zis, bă, nene, ca să nu mai se întâmple chestia asta. Bă, îmi plac femeile. Adică n-am neapărat din casă. Să se înțeleagă adică și să nu mai... Îți plac femeile, te-ai dat în asta! Băi, eu băi, vreau... Mădălin, stai! Băi! Băi. Nu, asta a zis! Asta va ataca pe voi cel mai tare. Gesturile mele față de femei iar v-a deranjat. Deci, pe bărbați... V-au deranjat că am spus că mie îmi plac toate femeile în casă și că vin să vă iau femeile. Dar nu vrea să ne ridicăm, jos și lasă-mă, te rog frumos. Ascultă-mă, dacă vin și-ți dau o palmă, poți să spun că am bătut cuba cu tine? Sincer, dacă vin și-ți dau o palmă, poți să spun că am bătut cuba cu tine? Asta ai făcut tu cu una din fete, înțelegi? Frate, da, știu. Ai dat două palme la fund, de ce ești de bun la cap? Ce faci aici, nu? Bă, Cătălină, nu mai bate bă, ai venit și ai dat două palme la fund? Te contrazici singur aici, nu? Și că eu nu am venit să fac pe gagicarul, dar dau palme la palme la cul fete. Pentru că nu am vrut prin gesturile mele să arăt că nu sunt gay și să nu mă atace lumea. Vorbești mult prea tare. Chill, nebunule. Chill. Frustrările tale, să suportăm tot. Dar eu am venit să-mi zic frustrările, să mi le suport sau oricare care va de aici ești nebun. După ce eu acum am încredere în voi și bagă 10 de euro. Hai să mă deschid și să... Mamă, ce periculos ești, mă, dar unde ai făcut asta? Băi, să deschide cu orientările tale sexuale. Nu, n-ați înțeles o idee. Nu, mă justific pentru ce am făcut, nu asta zic. Două secunde, te contrazic singur. Intri, eu nu fac păgagicarul, n-am venit, Cătălin, m-ai înțeles greșit, dar dai cu palmele la femei. Ce înseamnă asta, mă? Serios. Da, pentru că decât dacă spuneam... Păi uite, tu acum ai, întotdeauna ai un urgău argument. De ce? Pentru de ce? Că așa fug femeile. Da? Ah. Dau palmă la fund, bă, asta e urmărit. Argumente să te spui, nebunule. Nu o da cu mine de car, că nu merge. Ori îți asumi și fii recunoscător și spui, bă, am greșit, asta e, te înțelegem și nu mai face. Uite, cu Naba te-ai ciondănit, cu Cătălin te-ai ciondănit, aveți clinciuri, dar eu, nu, care astăzi, după ce te-am invitat calm să vii lângă mine acolo, când tu te-ai calmat de la piscină, tu m-ai refuzat, ai făcut așa cu mâna, inclusiv cu mine, care nu m-am contrazis cu tine, te-am invitat lângă mine. Și de ce? Că nu te plac. Foarte mulți băieți din casa asta te plac. Și am spus, băi, dacă eu vin lângă tine și așa, iar mi-a atrag antipatii. El a încercat să evite, probabil. Exact. Mama, lasă! Că asta se pune lângă ea ca să... Dar tu, fratelo, stai puțin! Deci, Ara Maria, ce faci? Atunci, de ce stai pe lângă Nicoleta să-și atragi antipatia mea? Eu mi-am aducat aminte. Două secunde, stai. Nico, l-ai ascultat? Ai ascultat ce a spus? Se pare corect? Eu mi-am aducat aminte ce a zis el. Nu am spus nimic. Se pare corect? Ce a spus? Când te-am invitat lângă mine, mi-ai zis, uite numai de-al naibii, mă așez în partea asta la altă. Exact așa ai spus. Modul meu de a spune, dar n-am spus o curăutate. Deci tu acum să te scuzi că de-aia n-ai vedut de-aia. Păi acum spune altă minciună. Așa nu mai primește mesaje de la bărbați. Să nu pară, să nu faci antipatii cu ceilalți băieți, da? Dacă n-ai intrat în casă, bani cu palma peste. Atunci, nu te contrazice? Pentru că mi-am dat seama că... Nu, n-ai înțeles. Dar acum am ceva. Nu mă contrazic pentru că... Tu ai zis că n-ai nimic. Dar mă ascultați fără... Măcar, uite, vorbești încet. Păi când te ascult, mă păi, Mădălin, nu te ascultă nimeni pentru că vorbești pe un ton foarte agresiv.
Ai probleme. Da, poate pentru că mă simt cu dacă ai vorbit, uite cum ai bine, vorbește acum, te-ar asculta toată lumea. Ai probleme. Eu noi n-avem nimic cu tine dacă tu nu te comporți anormal. Băi, îmi plac toate fetele din casă, dar ce am zis? Dacă o fac și o arăt mârlănește, clar că niciuna nu va pica, să zic, mamă, gata, sau farme la cur, Doamne, ce m-am îndrăgostit de el. Clar asta, nu? Că doar nu crezi că sunt... Stai înșit, nu așa cuceresc femeile, că știi și tu că nu se cuceresc așa, da? Păi, trebuie să știi tu, nu eu, că ține de tine. Bun, spune, tu treci mai departe, că te ascult. Serios, zi. Hai, zi. Hai, zi, dar nu contează, tu spune. Da, era ok să mă asculte. Bun. Zi. Clar, nu cucerești o femeie dând o palmă la fund, da? Așa. E corect? Așa, bun. Și de acasă văzând că totuși nu am această, dacă totuși am chestii de mârlan spre femeie, într-adevăr, în primul rând nu mi-ar răschit niciun băiat, corect? Pentru că zice, bă, ăsta e pe femeile. Mai am avut, nu, într-o altă emisiune am avut niște glume. Pur și simplu niște glume, puțin mai... Piperat. Da, am zis, bă, hai să piperez emisiunea asta cine cu glume de genul. Ok, și ce? Și am zis, hai să o fac mai distractivă eu. Da? Aici ai venit pe același glume, să faci emisiunea mai, mai solidice. Aici am vrut mai mult să-mi corectez imaginea, Cătălin, în primul rând. Și apoi restul, Dumnezeu cu mila. Păi și știi că nu ți-ai corectat-o, pe bune. Ce? Nu ți-ai corectat-o. După ce am făcut chestia asta și după ce am făcut la început, ce am făcut cu gesturi și chestii, după vi s-a părut că am mai continuat, am uite, mai eu am nu, dar ți-ai făcut imaginea. Eu apreciez momentul ăsta de sinceritate și puteai să l-ai mai devreme cu noi, că te înțelegeam. Corect, da, frate, dar... Nici nu l-ați lăsat. Da, exact. Niciunul dintre voi era... E un mod agresiv, știu, frate, am un ton pentru că... Gândește, Cătălin, că sunt niște chestii în sufletul meu. Chestiile astea sunt... Sunt ale tale. Atenție, sunt decât în mintea ta. Eu n-am de unde să știu, nu citesc gânduri. Știu că e psiholog, dar eu nu sunt așa, eu sunt timp foarte impulsiv și foarte reactiv. Cum te iei de mine, răspund imediat. Nu pot, nu pot. Uite... Ok, acum am înțeles și de acum încolo... Noi, cei care te înțelegem, îți oferim ajutorul, dar avem și noi nevoie de tine. Uite. Gândește că chestia asta pe care o ai acum e deja într-o evoluție. Exact. Probabil mai târziu să fie și mai nașpa. Tu ar trebui să te oprești aici, unde îi. Nu vă doresc toate cap. Tu ar fi trebuit să intri în emisiune cu un scop. Să știm. Nu să scapi de ceva. Știi? Asta e chestia. Noi ne vorbim și ne știm despre problemele tale, nu avem de unde să știm ce te afectează foarte tare, știi? Ce situații dificile ai. Și concentrează-te pe soluții și întotdeauna greșești ceva, ok. Nu te mai gândi, mamă, de ce am greșit? De ce am făcut așa? Gândește cum remediezi situația.